goangă de-a mea. Dacă de la albine, o altă goangă. Aici am plantat cam la 2000 de metri, deci 100 de metri biloanele. Am plantat căpșuni, stolon de căpșuni, frigo, cumpărați, deci remontanți. Am aici, ăștia i-am plantat pe data de 2, pe 1, pe 2, pe 3 mai. În 3 zile am lucrat. Am plantat, stolonii au venit frigo, pe aștia, una, două, trei biloane, până la bățul ăla acolo. E soiu amandine spaniol. După care, aici, aștia, iar una, două, trei, patru, e San Andreas, un soi de origine americană. Eu sunt curios să văd care merge mai bine în zona mămârlanilor aici. Da, da, da. Păi, noi, ești la început. Și pe aștia lante, aici am Albion. Toate trei soiurile, soiuri remontante. Deci nu unifere, fac tot timpul anului. Acum el sunt la început. Producția mare o să fie de la anul încolo. Anul ăsta o să dea și anul ăsta ceva. Eu ce fac acum? Eu trebuie să le rup toate florile, ai încolo, știi? Toate florile care simt, când văd o floare, o rup. Uite, de exemplu, ăsta nu-i floare, dar când dă mugur florar, îl rup să se apuce să se facă înrădăcinarea ca lumea. Ca să am o plantă sănătoasă la anul viitor și încolo, trebuie să aibă cel puțin planta, nu, i-au fost frigă. Uite, asta e stolonul de floare. Deci asta are vreo 7-8 flori, toate le rup. Tot le rup, ca să se apucă ce să facă înrădăcinarea și să-mi facă mie și frunze, să ai cel puțin 4-5 frunze, că ai cămară, ai bucătăria plantei și degeaba las eu rod, că face rod puțin și de calitate inferioară. Aici până acolo la șantul ăla, astea le-am plantat acum în mai. Deci dacă erau plantate în toamnă, nu mai trebuia să rupi florile. Nu trebuia să mai rup florile. Normal, dacă erau plantate în august, în septembrie, nu trebuia să le mai rup. Dar ele fiind refrigerate, deci plante recoltate în toamnă, la stoloniere de prin țară, da. Eu sunt recoltate în toamnă și susținute la frig. Deci, congelate, cum ar veni. De exemplu, alea din Spania, astea l-am crezut de la pepiniere din Italia adusă. Ai investit ceva bani aici? Acum nu se pune investiția, că la urmă dacă-i pierdere să nu-mi pare rău, eu mă gândesc la câți bani am băgat pe el. Ce o să fac? De aici un parcelă, cum zic eu, alea l-am plantat în sâmbăta Paștilor. Tot așa frigo, alea l-am luat de la SEM, de la altă firmă mi le-a adus. Le-am rupt florile la alea, la toate le-am rupt florile. Da, aici se și vede că e un șanț făcut. Asta e un... Deci de aici încolo, astea au fost plantate în sâmbăta Paștilor. Am trecut, am rupt florile, deci uite cum se dezvoltă dacă le-am rupt florile. Deci ele nu mai au floare, mai asta ghitobureana aici când vreau să mă hodin de la albine. Vin și stau un pic în patru labe aici și mai rup ureana. Ce să fac? Aia e vacanță, știi? Da, da, da. Pauza. Când iau pauză, uite, vezi? Acum ele își dau frunze, nu mai dau flori, momentan, dar o să dea și flori. Dea frunze, deci una, două, trei, patru, cinci, șase frunzulițe. Acum, peste două, trei săptămâni, o să dea mugur floral și ala o să-l las. Deci sper că în toamnă, pe la sfârșitul lui august, septembrie, o să mănânc și o căpșuni. Dacă ajută Dumnezeu și nu dă și o calamitate. Și eu vin la furat. Acum, până acolo, umpli pe o găleată, știi? Cine vrea să fure, să-mi umpli o găleată. Aia, da. Văd că ai băgat și sistemul de irigare. Da, unele de picurare spuse, de la cap la coadă, acum acolo nu am pus robinețe. La capătul final am robinețe cumpărat, nu am avut burghiu, trebuie să pun, am 30 de robinețe luați de picurare, nu mai trebuie să-i montez. Eu am dat furtun când i-am plantat, am dat apă individual pe fiecare plantă, adică pe fiecare șir, am dat apă. Am înțeles. Acum nu le dau multă apă, pentru că au fost ploi, mulțumim lui Dumnezeu, nu au fost săptămână cu 3-4 zile de ploaie. Și aici așa are pământul ud, că înainte de plantat a fost pământul ud și nu trebuie să le dau nici multă apă, că le îngălbenesc. Corect.
Merem până în capăt, că vreau să povestim un pic și despre alea din grădină de acolo, ce vrei să faci cu ele. Și cred că până la urmă ăsta o să fie video separat, că ne lungim cu ele și nu o să pot monta într-un singur videoclip, că să îl facem de 40 de minute și o să... Nu l-am oprit. O să-l facem de 40 de minute și nu o să se uite nimeni. Așa că o să fie separat. Uite, vezi? Toate astea erau pe două frunculițe. Erau ca și ele. Au dat, după două frunculițe, au dat colonii de floare. Adică... Dar foarte fain au dat. Eu ți-am filmat. O să văd eu dacă am din cămară de acolo, de când i-am filmat. Da, cum erau... Și o să pun, dacă nu, măcar deci, ceva poze, ca să văd, să eu vadă... Am omis-o. Eu nu las, că vezi că nu are, are una, două, trei, da. Nu las, asta va fi rupt. Am înțeles. Deci asta rupt, nu las. Am lăsat, mergem în grădinuță, acolo am pus alte două feluri de căpșuni. La unul i-am lăsat o funifere, alea fac o singură dată. Mare lucru să nu fie o țapă de la cine le-am cumpărat, că nu-i ceea ce gândeam eu că îi. Da. Aștia știu sigur că le-am luat frigo, le-am luat cu certificat. Mi-au dat hârtie la ele, deci am luat de la firme care se ocupă cu ei, sport, mi-au dat, de exemplu, la alea de Spania, de unde le fac, am hârtia prin casă, dar ți-am luat de pe internet, acum să văd, deci eu de-aia am pornit pe 4 soiuri, să văd ce merge, că sunt la început și nu știu care plantă se adaptează pentru clima noastră, că uite, vezi, e zăpadă, uite. Se vede. E frig. Oricum bate vântul, chiar ziceam de vânt. E frig. Bate vântul. Dacă ne înțelegem mai rău, eu stau cu gluga în cap, într-adevăr. Dacă ne înțelegem. Da, și e răcoare. E răcoare, e frig. Și nici planta, normal că nu-și dă drumul. Planta nu-și dă drumul pentru că, vezi, aici am omis de unul. Trec pe aici, uitându-mă așa, că eu trec de la stup, tot timpul trec prin stup. Mă apuc și rup, nu-l las. Nu, asta n-am nevoie de căpșună de la o plantă anemică. Da, corect. Nu-mi trebuie. Mie îmi trebuie să fie planta și la urmă să-mi facă și căpșună. Și aici, și astea le rup. Și asta, tot. Da, rup tot. Uite ce frumoasă, vezi-o? Da. Rup. Eu îmi trebuie în primul rând să am o plantă sănătoasă. O să-i fac și tratamente. I-am mai dat la asta de aici, am dat niște cupru. Adică ceva soluție pe bază de cupru. Am făcut tratament la sol cu... pentru vermele sârmă, s-ar putea să mai am, mai fac o dată, știi, prin picurare îi dau. Toate am o instalație aici, mă, că nu-i gata, o să fac, în care pot să le dau pe furtunul de picurare și tratamente pentru rădăcini și pentru, pentru insecticid, nu pot să dau insecticid pe flori. Am înțeles. Deci nu dau cam albinele în zonă, deci aia e exclus. Nu dau pentru că iubesc prea mult albinele, știi? Ca să corect, că îți dai seama. Are și vecinul sus, are și... Deci insecticid pentru flori nu dau. Pe timpul florii. Eu am nevoie de polinizare, eu am nevoie de asta. Ala e risc. Îi dau ceva, am găsit pe internet ceva care se dă prin banda de picurare la rădăcină să nu mă afecteze că terenul ăsta a fost infectat de vermele de sârmă. I-am făcut, am băgat o grămadă de bani, nu mai știu cum, ceva cu D, îi zicea la tratamentul ăla. I-am dat și var stâns și var nestâns, am făcut o când albă, când neagră, când nu mai știai cum e terenul. Da. Ca să fac totul să normal. Când se întindea folia asta, trebuia să-i bag gaz butan. Așa fac prin Spania, așa fac. Și atunci ăla omoară absolut tot. Dar să fac, am utilajele respective. Eu am făcut tot, am făcut la mână aici. Tot ce se vede am făcut la mână. Am făcut biloanele la mână, m-a ajutat măreoara de a-mi timp spa, folia și tot am făcut la mână, tot cu sfânta sapă. Știi, dacă îți place ceva, mie îmi plac căpșunile, deci n-am simțit greu deloc. Corect. Am simțit ușor pentru că îmi plac căpșunile, că dacă mă punea la sapă de cap, am văzut bun și cartofi, dar tot mai bune cap. Așa, mai bine corect, mai... corect. Nu, hai că revenim direct din grădinuță de acolo. Văd că aici ai pus și ceapă. Da, aici am pregătit furtunul ăsta. Hai că n-am... Nu m-am măsurat și n-am avut burghire, dar să aduc de la Uricani, o să piel. Cu furtunul ăsta am dat, că uite așa am făcut, să dau apă, știi? Că n-am ridicat căteurile astea. Asta numai provizorul l-am făcut ca să am ridicat când am plantat.
Ia, să vezi dacă merg și da, furtunele merg, și le-ai făcut probă. Am făcut la fiecare ca să fie unul pământ, știi? Da, da, da. Deci ăsta de aici l-am mutat aici și la fiecare. Ok, am înțeles. Dar acum o să-ți montez pe ăsta, am robinet, cumpărat robinet. Ăsta trebuie să-i dau găuri la fiecare. Acolo, în capătul final, am cumpărat, am o instalație prin care am adus-o prin Spania, prin care absorb din altă găleată, absorb îngrășământ sau tratamente, ce să le fac, să-l bag direct în furtune, să meargă direct pe furtune. Am înțeles. Dar aia mă durează, nu m-am grăbit, am alte treburi și nu trebuia neapărat acum să fac. Acum trebuie să-i dau singurul tratament care l-am făcut cu cupru, să cicatrizez renile de unde rup florile, știi, să se da, cicatrizeze. Da. E singurul tratament care l-am dat, până la ora actuală. O să-i dau, de acum încolo o să-i dau săptămâna viitoare. La astea nu știu cum să dau, că am zis, ca să, că furtunile merg până în capăt. Ca să-i dau și ceva foliare, ceva îngrășământ pe... Cu toate că eu am băgat gunoi la greu aici, în hol. Știu. Am băgat căruțe de gunoi, dar trebuie ajutate. Deci asta e. Acum da. Hai să mergem și la alea. Hai că mergem și la alea acolo. Care le-am plantat prima dată. Na, și la... Astea și-au dat drumul. Le-a prins frigul ăla, zăpada, au fost zăpada de 30 de centimetri. Da, știu, atunci, aici au fost o zăpadă atunci, da, da, n-am putut să mă bag cu mașina. Aici am tocul, furtunii de picurare, le-am dat, pe astea le-am lăsat florile. Hai că intrăm înăuntru și povestim de acolo. Pe astea le-am lăsat florile, alea la început le-am lăsat florile. Nu, nu-mi place, nu... Nu știu ce am vrut eu să fac. Sper că cultura care o am acolo să meargă altfel. Acum noi, primul an, am plantat ele. Normal că sunea se plantează în august. Atunci și se pregătește pentru anul viitor cu ele. Asta le-am lăsat eu. Deci pe astea le-ai lăsat florile. Da, uite. Aici ce soiuri ai? Ce? Ăla e tot Albion. Ultimele două? Ultimele două. Ăsta... În fine, am un lapsus. Tot remontant. Și ăsta e un soi unifer. Îi zicea pe Gigantela. Un soi foarte scump, îl vând ăștia. Eu am citit multe despre Gigantela. Am citit, se zice că e un soi olandez. Niște căpșuni rari și mari, foarte mari. Acum am un soi care e necunoscut. Pentru mine e necunoscut. Eu am mai cultivat acum 20 de ani, atunci erau alte soiuri de căpșuni. Da, da. Și uite, vezi cum este planta. Da, uite că este... Da, un pic de rod. Asta l-am lăsat să le gustem multe. Și asta, vezi? Da. Deci astea, într-o lună jumate, ar trebui să ai căpșuni. Da. O să duc căpșuni. Sper. Acum nu. Știi cum e? Agricultura e un fel de loterie. S-ar putea în două ore. Eu am avut la uricani. Da, de multe. Și atâtea stăteau ca struguri. O vreme frumoasă și în 10 minute au venit o piatră de 20 de centimetri. Am plâns lângă ele. Da, că efectiv n-ai ce să faci, că nu puteți să... N-ai ce să le faci, numai dacă le protejez. Eu nu le-am avut protejate. Și am luat cu lopata, încărcam la ele. Era un pic dureros, știi? Păi îți dai seama, muncă. Nu am investiția, dar n-ai bine. Dar munca și tot. Nu m-am pierdut bani, n-am câștigat. Dar nu a fost, nu munca. Dar dragostea mea de a avea un fruct bun, da, dacă Dumnezeu îți dă, Dumnezeu ți-a, știi? Corect. Și nu trebuie să-l condam pe nimeni. Eu dacă făceam să le protejez, erau protejat. Culmea că 2 ani de la rând mi-a dat atunci, acum 25 de ani, cred că s-a. Mi-a dat gheață și m-am supărat, am chemat un vecin cu tractorul, am arat, am dat foc la folie și am terminat cu căpșunile. Am zis că n-are rost să... Vezi, după 20 de ani te-ai reapucat. Și, da, dar m-a reapucat că de 20 de ani nu mai da piatră. Acum să intru iar în... Doamne ferește, Doamne ferește. Asta e, trebuie să merem înainte. Corect. Alții pierd vieți, dragi. Dar pierd o agricultură sau oaie, eu de-aia nu investesc în oi scumpe. Cum au pe aici, pe la Hații, oile alea scumpe. Pentru că dacă o mâncă lupul, nu vreau să stau ca după soacră mea 6 săptămâni în doliu. O mâncă, o mâncă, asta asta, da, corect.
Ce, o mânc și eu când am chef să mânc un sloi, nu mă duc, bă, dar nu pot să tai oile mele, bă, să iau o jilă de la altul, că la luare de... E o reformă, corect. Eu, care... Corect. Asta e, o tai și o mânc, asta e viața, e animal, noi suntem carnivori, asta e religia noastră, e bază, orice masă cu carne, mai ales că îmi place carnea de oaie. Da. Bun, oricum îmi place tare. Aici, ce ai făcut aici, sincer? Asta nu știu, să vedem ce merg. Nu-mi place, nu-mi prea place mie. Dar e primul an, îți plantate acum, nu poți să aștept mai mult. Normal, n-ai ce să vei, ele spuse de o lună și ceva. Și tot așa se dezvoltau și le tundeam și le îngrijeam pentru anul viitor. Eu sper că la anul o să filmez ceva frumos aici. Păi eu sper să filmăm ceva frumos și în toamnă. Și în toamnă, dar... Când o să fie roșii, așa, să fie, să se vadă. Da, la anul o să fim producție 100%. Dar acum nu se poate ceva peste noapte, știi? Păi normal. Oricum, și-or dat drumul foarte bine. Eu o să văd dacă vrea taică-miu să facă o filmare la el acolo. Și-o planta și taică-miu. Are plantate și de anul trecut. Da. Și el și-o planta ceva și anul ăsta. Numai el l-a pus pe folie, el l-a pus în regim din ăsta casnic pentru casă. Nu... Nu are vreo 400 de fire, cred că are plantate. Da, și-o plantat și el ceva zmeură pe acolo, prin ograd, are frumos. O să fac și la el un video, numai ca să vezi despre ce e vorba. Da, cea mai bună. Super. Și atunci, ce să fac eu un sacrificiu la zmeură și la afină când se culeg tone de la pădure cu un gust enorm de bun. Da, corect, să altceva. N-am nimic cu cultivatorii de zmeură, corect. Dar să facem zona, după mintea mea, că mai de la țară, știți? Să facem zona unde nu există, căciun nu există, sunt fragi, îmi place fragile, dar să culegi o găleată de fragi, de cam ia timp, știi? Sunt micuțe, da, corect. Deci, felicit pe toți cultivatorii, am văzut pe la... Sunt cultivatori, și-au mai început și mai mulți, da. Hectare, zeci de hectare, adică nu zeci. Au hectare de cultură, da. Am înțeles, la Bretea Română, peste tot. Județul Hunedoara au început să cultive. Am văzut, e clima că e munte, e zona de munte. Da, aici suntem chiar la munte. E un pic mai greu, dar dacă... dacă merge mai bun, până și deasupra. Deci vrei să mai pui și în partea asta aici. Așa. Acum asta... Am înțeles. E greu de lămurit proprietarul ca să... Așa e? Să lasă porumbul pentru căpșuri. Cam greu. Bun, îți mulțumesc, domnul Ion, pentru prezentare. Salut! Te salut și să dea Dumnezeu să mâncăm cât mai multe căpșuni. Pregătim categoric. Vă salutăm pe toți, vă respectăm și până data viitoare, sănătate și numai bine. Da. La floare. Am dat un zoom pe ea. Și cum pot să dau eu un tratament chimic? Da, corect. Asta ar însemna să... Dacă ar fi să aleg între albină și căpșună, mă duc și cumpăr 2 kg de căpșuni în piață. Corect. Sufletele înaintea... Iubesc prea mult albina ca să o sacrific pentru 1 kg de căpșuni. Corect. Vă salutăm pe toți. Numai bine. Salut.